Mai și mă îndreptam cu gândul, eram foarte tare captat de ideea, să văd în ce mod voi prezenta împărțirea a două fracții. Da. Dar vreau să îți mulțumesc că da? Nu, nu avem plus, uite, Daria. Dar vă rog frumos, deci vreau să vă dați o împărțire cu dacă ți-am luat-o, cum să scrii, e pierdut. Stai, o secundă, Daria. Hai să spun un lucru. Nu ne aude nimeni, dar ce spune acum e numai pentru tine. Uite, eu când mă aflu într-o situație delicată și nu am o idee rapidă, caut să câștig un pic de timp. Nu ne aude nimeni, da? Și cum caut eu să câștig un pic de timp? Păi căutați! Dar vedeți că acum vă aude lumea. Mă aude, da? Da. Nu e nimic dacă mă aude. Asta e, dar eu trebuie să comunic strategia asta. Și aș vrea să înțelegeți voi, tuturor cei care ne urmăriți, că profesorul se poate afla într-o situație dificilă, așa cum aflu eu acum, pentru că nu-i ideea de a o comunica la nivelul tău este o problemă mai delicată. Nu am acum așa o idee foarte clară cum să o prezint, și de aceea trag de timp. Lasă-mă că să-ți povestesc, mă. Mă trage de timp. Păi trag de timp, vreți ce fac? Nu-i bine. Bun, hai că... trag eu de timp. Așa. Așa. Eu tot ce vreau e să-mi scrieți împărțirea pe tavră. Acum scrie. Cu fracții. Și să mă lăsați pe mine să-mi bat puțin capul. Uite mai, uite, chiar te las. 3 pătrâni împărțit la o doime. Eu am crezut că-i puneți în ea de fracții, domn profesor. Nu pun, dar... N-a făcut-o. Fără nu. Înțeleg. Da? Cum ai făcut? A terminat. Cum? 3 apartamente cu? 3 apartamente cu 5. Deci 3 cu 5. 3 cu 5. Păi 3 ori 5 cât ar face? 3 ori 5. Da, egal cu 15 și, cum ai spus? 60 de apartamente cu 2. 62 de apartamente. 62 de apartamente, nu, că numărul apartamentului e numai 25. Deci tu când ne adun pe ăla, ai consumat deja 3 și ai mai avea 22. Nu? 22. Că până la 25-22 de apartamente mai sunt. Cred că i-a făcut 65 ori. Nu, asta se mai gândească. Mai gândește-te că n-ai fost destul de atentă, da? Aia, cred că 65 de apartamente total. Păi... Camere total. 65 camere total. Apartamentele, am spus că sunt 25. Nu, 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 păi dar ai scris aici camere, da? Deci cele 25 de apartamente au împreună 65 de camere. Și atunci 3 apartamente cu 5 camere și 23 de apartamente cu 2 camere. Deci 3 cu 5 și 22 cu 2, da? 22 ori 2 fac 44 și 44 cu 15 fac 59 de camere și nu e bine. Înseamnă că, uite, până la 65 de camere mai ai. Deci nu ai, n-ai gândit foarte bine problema. Așadar, ce te rog eu, să mai încerci, să mai gândești un pic, da? Și vino după aceea, bine? Ok, pa. Frumoasă discuție. Am făcut. Nu înțeles, tata. Am făcut. Nu înțeles, tocmai? Da. Am făcut. Dar de ce? O să revenim și o să vedem. Deci cum? Am făcut. Cum ai zis făcut? Și o să vă dau rezultatul și apoi o să vă spun cum am făcut. 3 pe 2. Deci face rezultatul 3 pe 2. Deci egal cu 3 pe 2, egal cu semnul de întrebare. Eu pun 3 pe 2 cum spui tu. Habar n-am dacă e bine așa.
Hai să facem noi, să vedem, domnule. Cum mai? Faceți-o și vedeți. Nu fac, pot să scriu prostie, știu ce îmi vine mie în minte. Cum mai vine tu? Faceți-o, vă vine dumneavoastră. Nu, te rog, ajută-ne. Trei împărți la 1 și 4 împărți la 2. Trei împărți la 1 și 4 împărți la 2. Și 3 împărți la 1 face 3 și 4 împărți la 2 egal cu 2. Da. Dar ia mai luat una. Ia să mai vedem așa. 7 împărțit, 7 pe 3 împărțit la 4 pe 5. Na. E da corect. Da, e o problemă. Stați, îmi bat căpșor. Bateți. Da. Uite. Am zis că îmi bat eu căpșor. Da. Dar ce s-a potrivit acolo în profesor? Am impresia că așa se face, nu? Da, se face așa. Stai pe doi? Da, face trei pe doi, de aceea totuși îți ziceam, bă, stai la care se schimbă povestea. Da, deci, vezi tu? Cum crezi tu ca să mă descurc? Deci pică ideea, că ăla, tu te-ai luat de la mulțire. Deci la mulțire tu ai sesizat un lucru, că... Am sesizat că merge și aici. Da, numărătorii între ei și numitorii, și deci ne-am făcut și la împărțire. La fel. Da, și, mă rog, e corect pentru prima dată, mutându-te într-un alt cadru, să încerci așa. Da. Ok. Deci, mă lăsați puțin. Da, te mai lăsăm. Pentru că sunt un om care trebuie să știe. Nu, mama, n-ai nu să știe asta, n-ai învățat. Vezi că am eu acum dificultăți cum să ți-o prezint, că asta e important. 2 pe 3. Nu, nici voi. Și plus de asta nu dăm răspunsuri așa. Facem... Am gândit o chestie. Dar faceți mai întâi cum trebuie dumneavoastră să faceți. Asta și apoi îmi explicați mie. De acolo plecăm. De acolo plecăm, da. Uite, Daria. 12 supra 6 înseamnă, de fapt, 12 împărțit la 6, nu? Ce? Da? Linia asta de fracție joacă rolul tocmai de împărțire. Corect. Da? Deci 12 împărțit la 6 este ca și cum ar spune 12 împărțit la 12 supra 6 înseamnă 12 împărțit la 6. Și acum 12 împărțit la 6 știi că fac 2, nu? Okay. Da. Cu 2, da? Așa. Acum, și... eu am să mai scriu așa. În loc să facem următoarea operație, 12 supra 2, totul de împărțit la, la 6. Ia uite, Dari, poți să-i dăm profesor. Asta înseamnă împărțit. Da, 12 pe 2 împărțit la 6. Stați. Dar uite unde o pus egal. 1. Face 1, aici și ghici, că 12 împărțit la 2 fac 6 și 6 împărțit la 6. Ești 3 pe 4 pe 1. Nu te duci acolo, că mai avem prea mult făcut. Lasă-mă. Nu te duci repede acolo să te agăți. Da? Uite de cât ai spus că face tu, aici ai spus că face 1. Și e adevărat. Bun. Că în mod normal este egal cu 12 împărțit la 2 face cât? 12 împărțit la 2 face 6 și 6 dedesubt. Și 6 împărțit la 6 face 1, nu? Am să scap, right? Așa. Hai să mai facem încă un lucru. 12 supra 3 și totul supra 2. 2. Că dă? Rezultatul este 2. Cum ai făcut? 2 și împărțit la 3, 4 și 4 împărțit la 2, 2. Corect. Face 2. Acolo e egal. Dar uite, da. Unde pune domnul profesor egalul, dar e foarte important. Uitat, pentru că e a doua fracție care se pune. Așa, ăsta îl privesc în felul ăsta, da? Da. Bun. Și eu am să mai scriu altfel. 12
atenție, dar asupra 3, totul supra 2, adică aceeași de sus, egal cu 12 supra 3. Ce faceți? Adică o scriu pe asta, împărțit la 2. Da, împărțit la 2. Și îmi va da 2. Și știi bine, ai zis foarte bine, îți dă 2. Că 12 împărțit la 3 fac 4, 4 împărțit la 2 face 2. Stați, dați-mi și cu 4. Nu, stai puțin, stai că nu-i tot. Lasă-mă să mai insist aici. Ajung și acolo, dar nu mă... Și mă gândesc că dacă îmi dați cu 4, eu să fiu... Stai puțin. Și acum, 12 supra 3 împărțit la 2 supra 1. Nu, dar stați puțin. Nu, mai să o iau aici. A, așa. Același, deci, de acolo. Hai să scriu și în față. Uite, poftim. 12 supra 3, da, ia. Supra 2. Supra 1, că 2 supra 1 totul mai este, da? Este egal cu 2. Deci, rezultatul ăsta, încă o dată vedem. Deci, 12 supra 3 da. Împărțit la 2, 2 pe 1. Da, așa. Este egal 2. Cu... E același lucru. Rezultatul este aceeași chestie. Face 2. Da. Dar am să scriu asta, 2-ul ăsta, ca rezultat fiind, din 12 supra 3, 13. Supra 3, înmulțit cu 1 pe 2. Și la nu mai dă 2. Păi, dar la mulțire știu să fac asta. Păi el zic, gata, trebuie să fie tot 2 ăla. Să văd dacă e deșteaptă chestia. 12 pe 6. Face 12 pe 6, care face 2. 12 împărțit la 6 face 2. Da! Formidabilă! Deci iată, acum am reușit. Am reușit prin manevra asta să-ți arat cum se împart două fracții. Ia uite, Daria. Deci, 12 supra 3. Da. Deci 12 supra 3. Fracția asta împărțit la o altă fracție, la 2 pe 1, da. Este egal cu tot 12 supra 3, prima cu galben. Prima fracție rămâne așa cum a fost. Da, cu galben. Da, 12 pe 3. Înmulțit cu răsturnata, cu inversa. Dar tot, da. Da, da. 1 pe 2, așa să faci, mamă. Care-i 1 pe 2. Și pentru mulțirea și să faci. Deci, am redus împărțirea la o înmulțire. Deci, prima o rămâne așa și a doua se inversează. Tu înmulțit și o inversezi pe cealaltă. Da. Deci, prima o lăsăm așa și o mulțim cu a doua inversată. Și în felul ăsta am pus la punct cum se împart două fracții. Două fracții se împart așa. Mulțim pe prima cu a doua inversată. Poți să vă dau rezultatul aceea. Sigur că acum îl pot, da. 35 nu, ca fracție, pe 12. Ca mod de lucru aici. Zic ca mod de lucru. Egal cu cât? 7 pe 3. Zi mai. 7 pe 3 ori 5 pe 4. Ori 5 pe 4. Este egal cu 35 pe 12. Asta este. E reductibilă? Stai să mă uit. 12 se poate împărți prin 4. 4 și 3. 2. Este 35, 7 și 75. De fapt, tu aici ai putut vedea 7 cu 4, nu? 3 da, cu 5, nu. Da. Și din da, clipa deci în care, din care fiecare fracție a fost privită de tine și n-a mai fost simplificabilă, fracția este ireductibilă. Dar eu trebuie să insist aici. Nu-mi place foarte tare ca să fie limpede. Pentru toată lumea, pentru prietenii noștri. Da, am înțeles. Da, să mai înțeleg. Da, uite, Daria. Deci scriu încă o dată. Că 12 supra 3 ori împărțit la 2 pe 1, 2 supra 1, este egal cu 12 supra 3, Ori 1 supra 2. Ori 1 supra 2. Și subliniem asta, încadrăm, pentru că asta de acum e literă de lege. Pentru toată viața. Pentru toată viața. Ori de câte ori vei vedea
vei fi pus în situația să împarți două fracții, înmulțești pe prima cu a doua inversată. Mi-am propus respect. Să mă învăța și împărțirea. Da, mai determinat să ajungi acolo. Da, uite cum se scrie, 12 pe 3 supra 2 supra 1. Deci, e așa super dovezi. La împărțire. Da. Deci, atenție multă. Ori de câte ori avem... Hai să scriem ca rețetă, lege de acum. Lege. Da, lege. Ca să nu mă uităm niciodată. Da. Deci, Daria, dacă avem... Ce-ar fi să scriem toate scrie pentru adunare, înmulțiri și împărțiri, nu? Da, dar le-ați făcut pe toate. Le-am făcut pe toate. Deci, notează așa, legea operațiilor cu fracții. Lege. Deci, dacă e lege, nu-i tocmeală. Legea operațiilor... Te rog să scrii și tu de desubt. Legea operațiilor... Mihaela, da? Da? Legea operațiilor, că acolo vreau să le scrii de sub. Legea operațiilor cu fracții. Și spunem lege. Domn profesor, ce îmi place? Asta acum te vedem dacă îți place sau da. Nu. Chestiunea... Mă puneți să spun eu? Nu. Sunt profesor. Da, deci la lege ne consultăm ca să vedem cum formulăm cel mai bine. Are și catalog, domnule. Da. Are elevi, are de toate. Ștergem mai bine ca să ilustrat. Pentru început, începem cu adunarea, pentru asta a fost învățată prima dată. Sigur că da. Adunare sau scădere, e totul. Adunare... În paranteză scădere. E același lucru. Da, este același lucru. Practic, e aceeași lege. Aceeași lege, da. Adunare sau scădere? Adunare. Scădere. Da. Eu zic că facem mai încolo, mai întâi un exemplu un practic. Model, da. Model și până îți tragem în... Vă dau eu modelul? Te rog. Deci, unul mic, nu? Da, cu un numere mic puțin. 5. Cu același numitor cu nu, chiar așa. Ok, 5 pe 2. Da, plus? Plus 4 pe 4. Asta, 4 pe 4. 4 pe 5. 4 pe 3. 4 supra 3. Da, da, ce fracție. Amplificăm, facem și sigur că da, 4 pe 3. Și acum, să zicem că nu avem același numitor. Dar poți să facă. Îl căutăm. Care e numitorul? Numitorul? Păi, 6. 6, da? Deci punem 6. Pe 6 îl împărțim la 2. Zi, Daria, pe prima amplificăm pe 6. Deci pe prima amplificăm cu 3. Pe următoarea cu? Și pe următoarea cu 2. Așa, și vom avea 5. Și vom avea 5 ori 3, 15, plus 8, da. Pe 6. Da, și egal cu? Și este egal cu 23 pe 6. E reductibilă? Da. Da, 23 număr prim. Da. El n-are niciun divizor, e limpede. Mai luăm un exemplu aici, că vreau să clarificăm. Dau eu. Zicem 7 supra 10 minus 3 supra 8 și plus plus 4 supra hai să spunem 21. Păi 21 este cel mai mare. Da, dar trebuie să aibă calitatea să împartă și trebuie la 10 trebuie să găsim unul care să se împartă parte la exact toate. La toate. Și dacă mă lăsați 2 secunde... Și 4 și 6... S-ar putea să nu vedem deodată. De aceea, luăm pe 10 deoparte și îl descompunem. Da. 5 ori 2. Deci 10 este egal cu 2 ori 5. Apoi... 8 egal cu cât, Daria? A putere, vreau. 8 este egal...
Dar cum știi zi? 2 ori 2 ori zi? 2 la 3. Așa, 2 ori 2 ori 2 ori 3 ori face 2 la 3. Da. Și 21 este egal cu 7 ori 3. 3 ori 7, zic eu, cum e mai ușor, așa să pun întâi pe ăsta mai mic. Și acum ce am, ce caut? Ce Daria? Mai mic multiplu cu 1. Hai că l-am văzut astăzi. Da. Este egal cu? Așa. Ce este? Este egal cu 2 la 3. Bravo. Ori 5. Da, ori 3, nu? Hai, ori 5, ori 7. 3 este egal cu... Da. Cum aș face aici, Adarea, mai întâi? 8 ori 5, 40. Uite, repede. Da. 40, 7 ori 3, 21. 40 ori 21. Care fac? Ori 21. Care fac? Stați că mă lăsați mai mult, că am lăsat pe mine. Da. Da.840. Știi tu care ar fi următorul număr mai mare decât 840? Da. Stai, trebuie să calculez. 1680. Asta este. Dublul lui. Uh-huh. Da? Dublul lui sau triplul. Acum pe ne facem și vedem. Pe prima multiplicăm cu 84. Foarte ușor. 84. Pe a doua o amplificăm cu... Lasă-mă. 8 în 8 odată, 40. Stați. Dar cum te-a învățat, domn profesor, de aici? Păi da, de aici și ce să fac? 8, trebuie să încerc să fac 35 ori 3, corect. 105, cât dă, domn profesor? 105. Hai, le vezi, cum ar trebui să o multiplic. 105, da. 105. Deci, rapid, 105. Și ultimul din această seară, care îmi dă 40. 40. Și va fi egal cu... Da, eu am pus o linie de fracție, uite, eu am pus. A, tu ai pus. Da. Este egal cu 84 ori 7. plus. 588, da? Da. E sigur? Da! Bine, 588. Minus. Nu plus, minus, da. Minus, minus, minus. Mă scuzați, sunt un tuc. 315. Da. Plus 160. Și este egal cu 273 plus 160. Și este egal cu 433. Acum, Daria, e reductibilă? Întrebarea dacă este sau nu. Oh my God! De așa? Stat. Cu numere de astea s-au confruntat și au lucrat acolo cu probabil o să ajungi să faci jeghește ăsta. O facem cu ea. Da. Până când, dar, ca să vedem... Păi, 840 se câteva poate... Ore. 840 se parte la 2, la 4... Sigur. La pe parte, la de sus, da. Vedem. La ăștia. Ce se mai nu numai, la divizor este. La toți aia. Caută printre ei, la 430. Păi la 2 nu se împarte, cu la siguranță. Dar la 3? La 3 nu se împarte, pentru că 4 plus 3 plus 3 nu... 10. Da. Și nu, la 5 nu se împarte. Nu, la 7, stați, uitați la 7. Nu, la 7 nu se împarte. 7, 6, 42 și rămâne. Nu se poate la ireductibil. La revedere. Este ireductibilă. Bun. Da. Bun. Daria, aș vrea să formulezi tu în cuvinte, povestește-ne tu cam care ar fi pașii pe care ar trebui să-i urmărim pentru a face adunarea sau scăderea două sau mai multe ori fracții. Păi, pentru început. Da. Dacă ai numere mai mici, să încerci, pentru dacă nu ai divizorii comuni,
să încerci să să-i afli prin metode. Da, adică dacă la numitor ai numele miști într-o singură cifră, da. Hai să le spunem prietenul, dacă ești dintr-o cifră, da. Singură cifră, cinci, atunci mai stai un pic și analizezi să ghicești deodată, da? Da. Dacă ai numere mari, apucați metoda care v-am arătat aici, adică prin descompunere. Adică, perfect, cum facem? Luăm fiecare numitor. Luăm fiecare numitor și îl descompunem. În factori prim. Da. Că se cheamă factori prim, care nu se mai... Da, care nu se mai fac. Da. În și apoi, da. Cel mai mic dividend. În factori prim, factor prim la diverse puteri. Da. Că sunt factori prim 2, 5, 3, 7 și la diverse puteri. Deci, pe scurt, se ia fiecare numitor în parte și se descompune în produs de factori prim la diverse puteri. Cum a fost aici 21, 3 ori 7, 10, 2 ori 5, 8, 2 la 3-a. Deci se ia fiecare numitor în parte și se descompune în produs de factori prim la diverse puteri. Da. Prima etapă, pasul 1. Deci, notează așa, algoritmul, chiar așa zicem. Algoritmul adunării, în paranteză, scăderii a două sau mai multor fracții. Algoritmul adunării, în paranteză, scăderii a două sau mai multor fracții. Pasul 1. Pasul 1. Pasul 1. Așa. Zi tu. Eu? Da, pasul 1. Păi, mai întâi vezi dacă afli divizorii. Se ia fiecare numitor. Se ia fiecare numitor în parte. Se ia fiecare numitor în parte și se descompune în factori. În factori prim la diverse puteri. Adică factorii prim depinde la ce putere. Se ia fiecare, se ia fiecare numitor în parte. Și se descompune în factori prim. Bun. Pasul 2. Pasul 2. Stai puțin. Aici o să spunem pasul 1, așa. Pasul 1, ara. Da. Și pasul 2. Pasul 2. Așa e la informatică. Da. Problema se așează pe pași. Pasul 2. Pasul 2. Se înmulțesc. Se descompun. Am făcut-o, am făcut asta. Se înmulțesc... Se află cel mai mic multiplu comun. Da, okay. Deci se află cel mai mic multiplu CMMMC. Să paranteze. Spune-mi cum se află, adică ce înseamnă etapa asta. În paranteze, la pasul 2, se înmulțesc. Da, deci... Se înmulțesc fiecare... Dar cum se iau ăștia? Deci dacă avem aceeași numere, le luăm în cel mai mare. Deci, se iau factorii primi... Ăia se numesc factori prima. Așa, 3, 7, 2, 5... La puterea cea mai mare și cei comuni și cei necomuni. Deci se iau factorii primi, comuni și necomuni. Se iau factorii primi, comuni și necomuni. Se înmulțesc, de fapt, factorii primi, comuni și necomuni. Punct și virgulă. Dintre cei comuni se iau numai cei cu exponentul cel mai mare. Punct și virgulă. Dintre cei comuni se iau doar cei cu exponentul cel mai mare. Deci, repetăm, ce am făcut? S-au luat în parte fiecare numitor, am scris ca un produs de factori, prim. Da? Factori prim,
la diverse puteri. Am aflat cel mai mic multiplu. Am aflat cel mai mic multiplu comun și am povestit cum se face. Da, se mulțesc factorii eșese comuni și necomuni, comuni și necomuni. Da. Dintre cei comuni, luăm pe cei cu exponentul cel mai mare. Da. Așa. Pasul 3 acum. Pasul 3. Pasul 3. Pasul 3. După ce am înmulțit. Da. Împărțim la... Aici s-a întâmplat, că când se iau factori comuni... Împărțim la numărătorii fiecarei fracții. Rezultatul. Facem la face mai mic multiplu. La numitorii. La numitorii. Da. Torii. Deci da. După rezultatul... Da, rezultatul înmulțirii. Îl împărțim la numitorii fiecarei fracții. Rezultatul înmulțirii, în paranteză C, M, M, C, că ăsta este, da? Rezultatul înmulțirii, adică C, M, M, C, cel mai mic multiplu comun. Da, ce facem cu el? Îl împărțim la fiecare, numitor ai fracțiilor. Da, fiecare numitor, la fiecare numitor ai fracțiilor. Și amplificăm fracțiilor și fiecare numitor a fiecare numitor și amplificăm... Puțin, că vorbiți prea repetit. Deci rezultatul mulțirii, cel mai mic multiplu comun, îl împărțim la fiecare numitor. Pentru a afla cu cât amplificăm fiecare fracție. Pentru a afla cu cât amplificăm fiecare fracție. Bun. Așa. Pasul 4. Ce urmează? Păi avem... Pasul 4 înseamnă că... Rezultatele... No, punem o singură linie de fracții, punem numitorul la o singură fracție. Numitorul comun. Punem numitorul comun pentru fracția rezultat. Numitorul comun pentru fracția rezultat. Fracția ce rezultă. Iar la numărător, ce este? Numărul care rezultă din înmulțirea fiecărei fracții. Da, da. Numărul care rezultă. Numărul care rezultă în urma amplificării fiecărei fracții. Amplificării fiecărei fracții însoțit de un semnul de acolo. Plus, minus. Am pus foarte, nu cred că eu m-am sprijinit de masă și masa a lovit geam. Bun. Daria, oare tu ce spui, prietenii noștri au înțeles ce le-am spus noi la adunare și la scădere? Sperăm. Algoritmul ăsta cred că e ușor va intra în istoria, capul. Să spunem, învățământul, că da, am încercat cât s-a putut de clar să-l punem pe pași, ce se întâmplă. Trebuie să spun un lucru, Daria. Și am mai spus-o și o repet și acum. Dacă lucruri nu sunt înțelese clar acum, ne trezim că ajungem la sfârșitul liceului și nu știm să operăm cu, să nu știm să adunăm și să gădim niște fracții. Deci pentru adunare, asta este etapa. Avem filmul ăsta în mintea noastră clară. Adunarea și scădere trebuie să aduce la același numitor. De fapt, transformăm fracțiile astea, fiecare în parte, prin amplificarea cu 84, aici cum a fost 105 sau 40, în fracții echivalente. Că noua fracție asta, 7 pe 10, va fi cu numitorul 840 și 84 ori 7. Așa? 588 supra 840. Asta e fracția 7. Tocmai, ăsta este mecanismul. Deci, practic,
voi avea fracția 588 supra 840, apoi fracția 315 supra 840 și fracția loc de 4 pe 21, 160 pe 840. Și cum ele au același numitor, scriem numitorul comun, că doar visul nostru ăsta este mecanismul de a le putea adună, este să reușim să le aducem la același numitor. Asta e toată povestea. Ei, și am spus-o. Cum procedăm? Se ia fiecare numitor în parte, se descompune, nu știu ce. Pasul 2. Se află cel mai mic multiplu comun. Pasul 3. Rezultatul care se obține, adică cel mai mic multiplu comun, se împarte la fiecare dintre numitori, la 10, la 8, la 20, pentru fiecare fracție. Da? E clar, da. Foarte clar. Și, în final, facem calculul scriind o singură fracție, da? O singură fracție 840, iar la fiecare în parte rezultatul înmulțirii. Da. Așa. Ei, aici a fost mai mult descris, problema asta a amplificării, aduce la același numitor, a însemnat, profităm un pic... Da, mai... eu cred că la 6 trebuiau să vină, nu la 6 jumate, da, și sigur, de la 7. Sergem, dar și facem mulțirea și împărțirea. Exact, exact. Algoritmul și aici. Știi ce înseamnă algoritmul? Domnul adică, tot zice algoritmul. Așa. Tu știi ce înseamnă algoritmul? Da! Ce? Pași, adică trebuie să faci. Etapă de etapă, da? Da. Pasul 1, pas pasul 2, pas, pas cu pas. Așa, cum spune... Dacă cum spune. Mai scriu mult, mi se rupe mult. Lasă, da, dacă îți garantez că nu poți ești nimic. Mai scriem repede și la mulțirii, ca asta să rămâne pe viață. Și pe urmă ne apucăm să facem un exercițiu, dacă mai avem tipul exercițiu. Eu aș fi vrut să văd, domn profesor, dacă eu înțeleg ce înseamnă dacă eu aș vrea să scriu o zi dintr-o săptămână, în formă de fracții. Cum adică? Hai, vedeți? Hai, să scrieți o zi dintr-o săptămână? Da, în formă de fracții. Da, un anotimp dintr-un an. Stai, deci câte zile are anul? Un anotimp, Ioan. Un anotimp. Timp dintr-un an. Păi da, câte zile? Câte anotimpuri? Câte anotimpuri sunt? 4. Și vine pe 4. Da, da. Asta te întrebam și eu. Da, deci pe chestiune practice. Da, o lună dintr-un an. O lună dintr-un an. Cum ai să scrii formă de fracție? Ia. Eu știu câte luni are anul. O lună... Dintr-un an. Nu mai știu. Un an are câte luni? Ianuarie, februarie, este cineva. Dar nu închis. Un an are 12 luni. Ah, da. Dar nu închis, că e cu domnul. Ia vedeți. Ia să vedem. A, dacă sunt 4 luni timpuri și 3 luni la fiecare an. Un an are 12 luni. A, închis el ca nu cumva să vină. Da, nu rămânem pe aici. Da, da. Facem și algoritmul de mulțire, domnul profesor, sau facem sinteză? Nu, să vină și el. Și că ce facem e foarte interesant. Mulțirea și împărțirea eu am învățat. Dar cât fac eu? Pentru că mă iubiți. Deci voi spuneți foarte, foarte repede. Stați și voi. Hello? La magazin? Sunt aici pe masă. Am și eu. Închis cealaltă. Am închis cumpărat. Și noi știam, acum văd spate și am luat ușor. Deci, am un 5 lei de acolo. Deci, înmulțirea fracțiilor, da? Da. Ce zicem? Algoritmul sau ce scriu? Sau facem întâi o mulțire mică sau cum? Facem o înmulțire. Hai, Daniel. Mai întâi înmulțirea lăsăm, împărțirea fiind altă etapă. Deci, șterge mai și. Unde a spus că hai, adu-ți-o, că facem aici chestii importante. Da? Da! Ce faci, mai fost doar de tine? Suntem și direct am făcut. Nu contează. Înmulțirea fracțiilor. Da, înmulțirea fracțiilor. O, mai scrie. Da. Da. De sus spunem, două fracții se înmulțesc astfel. 4, 1 sau ce spune? Hai să zic, 4 supra 3, 4 supra 3, da, ori 9 supra 12, Daria. Ce? 4 supra 3, ori 9, zici, amplific. 36 pe 36. De ce amplificăm? Păi, ori... E 36 pe 36. Da, da. Domnul profesor, ce ți-a zis? Lucrăm cu fracții așa sau...
Numai cu alea ireductibile lucrăm. Simplificăm. Păi 4 la 3 nu. Păi 4 și aici 3 și aici 1. Da. Și 9 cu 3 și aici 3. Și acum am 3 pe 3 și 3 cu 3? 9. Deci. Nu 9. Deci. 3 cu 3, 1 și 1. Și-a rămas numărul 1. 1 pe 1 care e egal cu 1. Că 3 și 6 pe 3 și 6 sunt împărțirea 3 și 6. Da. 3 și 6, 6 împărțirea 3 și 6 totul. Da. Da? Deci, înainte de a face mulțire. De ce să ne apucăm 4 ori 9? Da, când a dat 1. Și 3 ori 12? De ce să nu facem operația asta, spuneam mai devreme, de simplificare? Cum ți-a zis, domn profesor, clasa 7-a la teză? Asta nu a făcut. Deci, iubim foarte tare ce am spus că iubim. Fracțiile reductibile, n-am scris? Așa. Așa o să fac așa. Deci, ce s-a lucrul de parte? Și acum scrie. Fazul 1. Pasul 1. Nu mai e cu pasul. Hai să zicem, pasul 1. Nu mai puneți niciun pasul. Daria, urmărim simplificările. Da, pasul 1. Urmărim simplificările. Da, urmărim simplificările. Pasul 2. Pasul 2, vedem, adică, înmulțim numărătorii. După ce, deci după ce s-a terminat, înmulțim numărătorii între ei, numărătorii între ei și numitorii între ei. Aici de sus între ei și aici de jos între ei. Scrieți foarte repede, voi. Așa. Dar asta și nu. Doar doi pași aici. Da, e foarte simplu. Da. Înmulțim numărătorii între ei și numitorii între ei. Și fracția a doua. Iena, las-o să scrie, te rog. Deci, împărțirea. Și acum la împărțire. Împărțirea a două fracții. Împărțirea a două fracții. Pasul 1. Înmulțim prima cu a doua inversată. A doua inversată, deci mulțim prima după a doua inversată. Și pasul 2, facem simplificările. Înainte a face împărțirea, facem simplificările. Facem simplificările. Iată că în felul ăsta am pus acum la punct. Adică, Daria, mi-ar fi plăcut ca domn profesor să dea așa 1 pe 2 supra. Da, așa am făcut. 3 pe 4, egal cu 1 pe 2, ori 4 supra 3, fac, da. 2, fac, aici 1 și egal cu 2 supra 3. Uite, așa mi-a fi plăcut. Da, așa am făcut. Da. Așa ai făcut? Da. Sigur, de s-a subînțeles că acolo 1 pe 2 împărțit la 3 pe 4, întâlnim așa ceva. Prima cu a doua răsturnată. Vezi, n-am mai scris ori 3 pe 4, am scris ori 4 pe 3. Da, știu, că am învățat. Da. Așa. Să facem sinteza. Eu cred că sinteza am și făcut-o. Sinteza este chiar asta. Ne-am și, am și rugat pe prietenii noștri să dea la și share în mai multe rânduri, de ori de câte ori am avut o chestie importantă. Dar hai să facem o recapturare așa din cei ce am discutat noi astăzi. Deci am atacat cea mai tare chestie. Operații cu fracții. Este domeniul acela greu accesibil, ci mai degrabă cu o slăbiciune a elevilor, trec și spun, lasă pe asta, o mai învăț o altă dată, ca în final să se trezească că ajung la terminarea liceului și v-am mai povestit. Și nu știu să facă 1 pe 2 plus 1 pe 2. 1 pe 2 plus 1 pe 2, dau încă o dată aceasta, 1 pe 2 plus 1 pe 2. Și îmi spun că face 2 pe 2, deci face, nu 2 pe 2, face 2 pe 4, Daria. Ei așa au spus. Da, 2 pe 4. Ei au spus 2 pe 4? Da, face 2 pe 2. Da. 2 pe 2. Și au rămas, v-am spus și o repet, 8 în serie au picat bacalaureatul din cauza asta. Da. Cum mi-am văzut așa, îți mulțumesc, poftim la loc. Ești liber, la revedere. Nu mi-a dat nimic greu, adică nu e greu. Nu greu, dar n-aveam ce întreba.
dacă la terminarea liceului te afli în situația asta, nu știi unul pe doi profesor, pe doi, adică jumătate de măr și cu jumătate de măr, rămâi tot o jumătate de măr. Dacă era unul pe doi, ori unul pe doi, mai spuneam și eu că te dea doi pe patru. Unul pe patru. Deci unul pe doi. Pe doi, ori unul pe doi. Așa, da. Unul pe patru. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Unul pe doi. Așa, da. Mă întorc și spun că ceea ce am făcut astăzi este o lecție foarte, foarte importantă, care, pe care o pot vedea toți cei care încă nu au lucrurile. Fetița nu mai spunea că înseamnă că n-a înțeles. Probabil ori înțeles, ori nu înțeles. N-a înțeles, o să da. Înțeles. La revedere, dragilor! La revedere! Noi ne pregătim să-i vrem în cealaltă lecție. La revedere! La revedere! Nu uitați de like și share!